Dacă scăp tu, dacă scăp, nu mai e. Nu mai până la urmă. Nu mai până la urmă. Fără urmă. N-a întâmplat Păi, dar nu mă filma că bebeau apă, băi. Nu l-am ascund. Bravo, Gigi. Mulțumim frumos că ne-ai bătut. Asta mă gândeam că eu prins radiațiile care au fost când au fost. Da, am văzut că e picat asta. Bem câte un rachiu și pe rând face un film cu western. Vezi cum trec băieții prutul not, pe sub apă, ies partea la altă cu țigara aprinsă în gură. O nebunie. Moldovanul mult pășește-n copșașa. Și-un pahar de vin și-n stești.
înțelești, hop, și-a moldovanul, hop, ce s-a zbanul, pinte și iubești, și la joc să veselești. Ei, de unde ați? Oi chike de alu, lacrimă de drum, lacrimă cu doi tei, te oprește vrei nu vrei, să vezi o crăciumă deasă, frumoșică și sfătoasă. Numai că nu te prea lasă ca să stai mai mult la masă. Jos la cârciuma din drum, se bei cu bătrânii spun, se bei cu bătrânii spun, un păcărele devine bun. Hai necuță amândoi, să ne veselim și noi, măi. Că la masă ne servește o ancuță ca-n poveste. Dei mai cer un kilogram, ia-ți răspunde numai ea. Dei mai cer un kilogram, ia-ți răspunde numai ea. Vezi drumețule de drum, că ce e multe nu e bune, măi. Nu-ți mai pierde cu totul, că vreau să-ți văd umblătul. Suntem la o adâncime de aproximativ 70 de metri, dar se află cinema subteran. Doar o dată în anii. Trebuie să prezent, dacă dumneavoastră nu din voi doresc a fi un proprietar, o casă de la Colecția Națională a Picului. Cred că vă oferă o casă pentru gratis. Dar dumneavoastră aveți în mod de a procura vinuri de la Cricova, nu vinurile personale. Deoarece primul loc întotdeauna ocupă francezii, deoarece ei sunt primii creatori. Da, este ca o tradiție deja, ca o lege. Dar noi nu ne permitem. Așa este eticheta. Eu inventat sublime. Cumva trebuie să... Dar cunoști un vin, cunoști diferența de Cricova. Deci au marca lor, au marca lor. Bomba autoctone, care noi le prelucrăm pentru vin, este Viorica, fetească regală, fetească albă, rară. Chiar de ești din sat sau ești de la oraș, în viața asta sigur trebuie să fii nenaș. Doar cu mătru mereu, doar cu mereu, el va rămâne așa în inimii
Care-i diferența majoră între metodii? Tradițională și șarma, vă spun. Metoda originală este metoda mai rapidă. Are primul tip de fermentare și a doua tip de fermentare. Dar să spun, prima fermentare este când mustul se transformă în vin. A doua fermentare, când rojia transformă zahărul în alcool și apar bolile naturale. După două fermentare, vinul, adică imediat, este îmbutelat în sticlă. Asta este metoda originală. Metoda tradițională, șampionat, are prima fermentare, a doua, are două fermentare și are maturare. Pentru minimum 9 luni până la 5 ani. Deci, practic, ținutul sticlă treia etapă care e suplimentară. Da, care, da. Maturare se face în sticlă, nu în butoi sau în cubă. Da, după două fermentare, sticlele rămân neanchinse, automat începe maturarea. După care, iată, se rămân drojdie, adică, adică moleculele moarte deja. Rămân astea, sunt impuritățile. Noi le ducem la secție de rimoaj, are loc rotirea sticlei. Noi lotim sticla ca să strigem toate impuritățile la fundul dopului. Noi înghețăm impuritățile. La un moment dat se scoate, se da, noi le eliminăm, da, noi deschidem sticla și automat împușcă din cauza presiunii. Da, noi adăugăm mai un lichid să determinăm de ce tip o să fie vinul spumant. El din start este extra brut. Până noi eliminăm sedimentele, este extra brut. După care noi adăugăm un dozaj de licoare de expediție. Vă explic, licoare de expediție este concentrație de zahăr. Nu este zahărul care noi adăugăm în ceai, este zahărul natural, glucoza din struguri. Care adică ieși miere din struguri, da. Și da. Așa noi determinăm de ce tip o să fie un spumant. Începând cu brut până la sec, demisec, demidulce, dulce. Dar din start este extra brut. Tot extra brutul din start are nu mai mult de 4 mg de zahăr. Pur și simplu că pupilele noastre gustative până la 4 mg nu pot ține zahăr. De aia noi adăugăm de la 4 până la 2. Să ne mai trezim, să ciocnesc cu fiecare. Cum se cade la zimare. Ia mai pun un vinișor, că e chef lui somnușor. Și vă nu zică mai tare. Aia o vinilor. Să jucăm și-o pe liniță, că doar un fioș. Să-mi dea soacra cu liniță, și să fie sănătoși. Ia mai doar un pătăre, să ne înveseli. E jos! E o pulă! Filozofică ce este vinul și ce este Cricova ar semăna cu răspunsul la altă întrebare, mult mai retorică. Cine suntem și de unde venim? Orice ar însemna filozofie, zbucium istoric, esența culturii sau exponent al neamului, Cricova este acea perlă, acea căutare a poporului, acea esență a fiecăruia dintre noi, încă în descoperire. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor, într-o crușină din obor, să-mi scâncând o fi momentul cu vin roșu testamentul. Uite așa aș vrea să mor, să-i tragem o veție, de pomină să fie, și după săptămână să mor cu sticla mână. Uite așa aș vrea să mor, cu copsarul lângă mine, cu paharul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor. Nu vreau bocete de jale, vreau un ceadi în urmă tale, un copsar lăutat. Vreau cântând să țină locul de gritar. Nu vreau nicio mutră tristă, stâng cu nasul în batistă. De-o-i muri, ăia vin. Vreau să chefuiască pentru vin o zi. Uite așa
aș vrea să mor. Cu paharul lângă mine, cu colzarul lângă mine, uite așa aș vrea să mor. Într-o crâșmă din obor, să-mi scriu când o fi momentul, cu vieproșul testamentul, uite așa aș vrea să mor. Să-i tragem o veție de pomină să fie și după săptămână să mărcă stâmpla. La colecția națională a Crișului, vinotecă, dar în start avem trece printr-un mini muzeu. Avem și un muzeu național din orașul nostru suteran, chiar din start. Puteți obțira niște sculpturi ornamentați de meșterii moldoveni într-un stil mozaic. Adică cine vede stăpână și stăpânul casei îmbrăcați într-un mod mai tradițional, ce ne așteaptă cu pâine și sare și cu un pahar de vis. Și de pe partea dreaptă dumneavoastră să observați podgorile Cricovei în toate patru anotimpuri, adică iarna, primăvara, vară și toamnă. La fel chiar în mijloc puteți obțira și emblema Cricovei, este prima emblemă de când a fost fondată Combinatul de Vin. Vă rog să intrăm înăuntru și să vedem istoria, Nu vreau nicio mutră tristă, stâmp în nasul, în batistă, de-o-i murim, oia vin, vreau să chefi. Iată la fel despre șampanie italiană Prosecco. Noi am produs prin aceeași tehnologie, deja am explicat, este o tehnologie mai redusă, doar că se numește Crisecco, doar că în anul 2016 sticla de Crisecco a nimerit în revista Forbes ca cel mai perfect și cel mai bun aperitiv. Adică întotdeauna noi când întâlnim o delegație de nivel înalt, adică de un rang înalt, ca prinț, președinți, întotdeauna ca un aperitiv, noi începem cu sticla de Crisecco. Adică după 2 ani și am fost fondat o social pentru da. Este din cauza concentrației de zahăr. Vă explic. Cât vinul el este mai dulce, cât mai mult se păstrează. Așa mama natura a creat că struguri roșii sunt mai dulce decât celelalte. De aici vinul roșu se păstrează mai mult. Dacă noi vom vorbi despre vinurile de desert, vinurile dulce, se pot păstra mai mult de 100. Și vinul ăla din 1982, nu știți care era fost? Așa și Et puis, on fait, mais il faut présenter des documents nécessaires pour ça. Ça ne se passe pas par hasard. Ce qu'on fait sûr pour le vin qui reste ici plus d'années, parfois on change la cire.
Il faut faire des épreuves. Oui, c'est ça, oui. Si le bouchon change négativement le vent, il faut changer le bouchon. Je ne l'avais pas compris. Je n'avais pas entendu. Excusez-moi. Bordeaux, là. Ouais. Il n'y a pas des étiquettes. Desi one vesti mi Sau desi o soacră mi Orice ar fi eu când servesc Tot cu vin mă-nbărbătesc Jur că o să las băutura Numai când Să n-am cu cine ciocni. Ok, en avant, du vent dans les amphores. On a mis les amphores dans la terre pour que le vent se trouve dans une température plus bas et constante. Делегации де орче нивел. Это культура и традиция поколения. И chiar aici am recunos conferiți pe partea de aceea avem o structură foarte renumită. Înainte de petrece oaspeții, servim cu ultimul bocal de vin, doar că la noi în țară este teoretic cu ultimul bocal, așa am spus. În fel, foarte mulți oaspeți. Să avem o privire la prima noastră sală. Stimați oaspeți, vă rog să vă apropiați. Iată, ne aflăm acum la prima sală de degustare, ce se numește Sala Europeană. Este ornamentată într-un stil gotic, iată chiar și vitraviile de pe pereți, ne dau viță de vin toate patru notinturi, începând cu iarna, primăvara, vara și toamna. Și la fel, panoul cel mare ne arată landșaftul Cricului cu râul Ichel. Mulți ani în urmă, până în anul 2007, această sală se numea Sala lui Gagarin. Deoarece Yuri Gagarin, primul cosmonaut, a petrecut degustația în această sală, pe data de 8-9 octombrie anul 1966. De ce eu am menționat data de 8-9 octombrie anul 1966? Da, ți-mi exprim la urmă. Simplu că dimineața lucrătorii l-au găsit. A fost foarte amuzant, era încă pe ani. Dar după ce a plecat din orașul un subteran, el ne-a lăsat o scrisoare, dar și a spus că cea mai capricioasă persoană ce va vizita orașul un subteran și va găsi vinul său pe gust. Și că pentru dumnealui a fost mai ușor să-și ia zbor în cosmos decât să iasă din cramele de aici. Sunt chiar cuvintele de aici. Ce înseamnă damigeană, hopa dirida. Când se liniștește satul, se pornesc cu căutatul, hopa dirida. Știu când ești la neacustică, se bea țuica de ulcică, hopa dirida.
Și mai are o fată mare, frumoasă e ca o floare. Din Mahalașei, din Vali, doarme. Ne-a gustit cât țuri, cât de muci, cât baba. E supărat, iarăși s-a culcat, doarme. Și trizeli, doarme, Constantini. Ne aștepta să și rugat. Doarme, ne-a gustit cât țuri, cât de muci, cât baba. E supărat, iarăși s-a culcat, doarme. Și trizeli, doarme, Constantini. Ne aștepta să și rugat. J'ai dit quelques mots en roumain et après ça je vais vous parler un peu en français. À propos des vins qu'on déguste. Donc primul soi de poamă este fetească albă, unul din cele mai nobile soiuri autohtone, cunoaștem cu toții, sunt fetească albă, fetească regală, mai mult în partea din România, mai este fetească neagră și rară neagră. Prima ce vom degusta este fetească albă. A doilea soi de poamă va fi deja european, este Chardonnay. Ce căutăm noi în vinurile albe și cum le degustăm? Vinurile albe sunt vinuri care se degustă la temperatură de 8-10 grade, de aceea paharul ținem de picioruș ca să nu încălzim vinul, după care ne uităm la limpiditatea vinului, la culoarea vinului. De obicei, culoarea poate varia de la un pai deschis până la auriu. Dacă este o culoare cafenie deja, asta e un semn prost. Vinurile albe au tendința de a se întunica cu timpul când se oxidează. De aceea, următoarea etapă ar fi să simțim aroma vinului. Pentru că dacă am simțit deja niște arome de oțet, fie stricăciune, mâncare stricată, e deja un semn că vinul este aciditat deja și nu mai este bun pentru consum. Însă în vinurile bune pentru consum, în cele albe, veți găsi arome florale, arome de vanilie, de citrice, banane, ananas. Deci așa arome ușoare puteți găsi în aceste vinuri. Flori de câmp, flori de salcâm, măr verde. Deci încercați să agitați vinul puțin și să căutați aromele în vinurile date. Pentru că sunt unii care spun că miroase vin și atât. Dar într-adevăr fiecare vin și are aroma sa aparte și vă veți convinge când veți simți aroma la fiecare vin în parte. Pentru a simți mai bine aroma, agitați puțin vinul în pahar. Se numește aerarea vinului, așa îl îmbogățim cu oxigen mai bine. Nu are importanță. Célèbres qui ont été assis dans différentes places ici et il se dit qu'ils vont enregistrer
chaque de vous dans quelle place il est maintenant, pour vous dire après ça quelle personne importante a resté sur cette place. Ah bon. La place que vous êtes. My people from my De obicei se ține, da, pahară la fel de picioruș. Dar temperatura de consum a vinului roșu este de 16-18 grade. Se scoate temperatura de cameră. De aceea, înainte de a consuma vinul, cel mai bine să scoate sticla din frigider ca ea să încălzească puțin. Iar dacă vinul l-ați procurat într-un restaurant și este deja rece, luați-l puțin în mână, în cupa, și încălziți puțin vinul, pentru că vinul roșu oricum necesită să fie puțin mai cald decât vinul alb. Vinurile roșii este o băutură care perfect se asociază cu perioada de seară, iarăși ne uităm după culoare. Dacă ați bea un vin roșu amează, vă trage la somn, la odihnă, să vă relaxați. De aceea cel mai bine vinul roșu să-l consumați seara. Cel mai bine să-l consumați seara și într-o seară de iarnă. La gura unui șemineu, cu un prieten, cu familia, să vă relaxați. Da, asta e. Vinurile roșii sunt foarte bine acompaniate cu carne roșie, așa se spune. Un steak de vită, steak de porc, carne de vânat, foarte bine se asociază cu vinurile roșii. Ce găsiți în vinul roșu ca și aromă? De obicei puteți găsi aromă de vișine, de cireșe coapte, puteți găsi puțin aromă de pâine uscate, condimente diverse, cum ar fi scorțișoara și piperul negru. La fel puteți găsi în aromele lui puțină ciocolată. Deci acestea sunt aromele din vinul roșu. De ce căutați-le tot timpul? Dacă nu simțiți la prima atingere cu nasul cu vinul, atunci agitați puțin vinul în pahar. Așa se va îmbogăți vinul cu oxigen și aroma vinului se va deschide treptat. Și gustul va deveni mai moale, pentru că vinul roșu, în general, este mai înțepător, mai astringent. Ca să devină el mai moale, aerați-l puțin. Trecem la vinurile spumante. Vinul spumant care vom degusta este un spumant produs după metoda tradițională, deci metoda franceză din regiunea Champagne, cu a doua fermentare la sticlă. Cum facem diferența într-un vin spumant de calitate și un vin spumos, unde se adaugă dioxid de carbon? Și acolo unde se adaugă dioxidul de carbon, bulele de CO2 de gaz sunt mai mari, joacă haotic prin pahar și fac multă spumă. Iar în câteva minute dispar aceste bule de gaz din vin. Iar când este o metodă calitativă, metoda tradițională, perlajul în pahar continuă până la 24 de ore și aceste bule sunt ginga și sunt foarte rafinate și foarte mici. Așa și facem diferența. Aici, după cum o să observați, sunt foarte mici bulele și urcă în sus. Cu cât sunt mai mici bulele acestea, cu atât este mai calitativ spumantul. Și ăsta este un extra brut produs din Pinot Noir. Metoda se numește Blanc de Noir, adică alb din roșu. Soiul de poamă este roșie, dar pielea a fost, coaja a fost eliminată. De ce s-a produs doar din nectarul bobicilor? Un vin de culoare din pulpă, un vin de culoare alb. Când vă uitați pe sticle, este indicat la vinurile spumante de obicei extra brut, brut. Asta ar indica ca în vinurile liniștite sec.
Deci brut ar însemna că are cantitatea minimă de zahăr. Se permite să conțină până la 12 grame de zahăr la un litru de băutură. Se permite până la, dar nu tot timpul ajunge până la 12 grade. Deci gustul este foarte acru. Și așa ar trebui și să arate să aibă gustul șampanie adevărat. Deci, și dacă este brut, cum îl consumați? Puteți la începutul mesii ca digestiv, ca aperitiv, puteți la sfârșitul mesii ca digestiv. Deci merge și și. Noi îl dăm de obicei cu desert la finele mesei. Mulțumim, dar cred că ar trebui să ne țineți vreo 2-3 zile aici ca să învățăm lecția atunci. Veniți aparte câte 2-3 persoane ca să stăm aparte, că între 4 ori, așa ar fi mai ușor. Și la urmă, și la urmă, scumpit de meță. Vinul dat se produce din Cabernet Sauvignon și se face recolta târzii, atunci când glucoza, zahărul în struguri este peste 200, poate ajunge la 220-230 de grame. Se pune vinul la fermentat și peste câteva zile de fermentare se oprește fermentarea cu adaus de alcool din struguri de poamă la fel. Fermentarea se oprește, așa bacteriile acestea drojdie este moare și nu mai fermentează mai departe zahărul și el rămâne cu un gramaj de aproximativ 160 de grame la litru de alcool. Dar și cantitatea de alcool e mai mare pentru că l-am stopat cu un adaus de alcool. Așa obținem aici 16% de alcool și 160 de grame de zahăr la litru de băutură. De aceea vinurile de desert se consumă în cantități mici, el este și așa un desert. Este suficient zahăr aici ca să savurați din el, nu mai este necesar să mai luați o ciocolată sau ceva de genul. Doar un cheesecake ușor puteți combina cu un așa tip de vin. Și asta este una din greșelile consumatorilor, când iau un vin de genul, doar nu o jumătate de pahar și pentru că e greu să-l consume, îl amestec cu apă gazată sau cu apă plată, pentru că este greu să-l consume. Nu e necesar să torni o jumătate de pahar, se toarnă pahar așa mici, câte puțin, să savurați din gustul vinului. Și aromele pe care le veți găsi aici sunt predomină aroma de zmeură. Smeură, ciocolată. Yes, sir.